Măsurile pe care le-au luat guvernanții pentru a opri răspândirea pandemiei de COVID-19 au afectat în parte și drepturile pacienților. Mai special pacienți, de exemplu, cu probleme cronice sau pacienți cu dizabilități sau persoane în vârstă au fost afectate în anumite momente. Ce drepturi le-au fost încălcate pacienților din România în această perioadă a pandemiei de COVID-19, ne va spune pe larg Radu Gănescu, președintele COPAC. Am putea enumera câteva dintre cele mai importante drepturi care au fost încălcate în această perioadă? În prim plan, putem să spunem că mi s-a încălcat dreptul de a avea acces la servicii de sănătate. Pur și simplu nu există un ordin sau o anume hotărâre prin care se încarcă acest drept, dar măsurile care au fost luate au dus într-un fel sau altul la încălcarea acestor drepturi. Vedem că sistemul nostru de sănătate nu era un sistem performant nici înainte de pandemie, cu plusuri, cu minusuri, un sistem învechit, aglomerat de pacienți, cu echipa de resursă umană, echipele medicale foarte, foarte obosite și la un număr foarte mic față de cât am avea noi nevoie în ceea ce înseamnă servicii medicale, sistem medical românesc. Și atunci această pandemie a agravat, din punct de vedere a accesibilității în servicii medicale, a agravat mult mai mult lipsurile din sistem. Am văzut că spitalele sunt vechi, nu pot avea circuite separate, nu e un lucru nou, din nefericire. Investițiile în sistemul spitalicesc au fost minime spre deloc și atunci era clar că nu se poate face peste noapte circuite în anumite spitale. Spitale noi construite în ultimii 30 de ani putem să numărăm probabil la o mână, sunt câteva și în general făcute pe fonduri europene sau pe investiții din locale, din diverse resurse. Și atunci acest sistem învechit, blocat, unde a trebuit să acopere un număr de câteva zeci de mii, sute de mii de pacienți infectați COVID în pandemie, a colmatat din punctul meu de vedere. Dar a colmatat fiind ajutat și de, la nivel de decizie de către autorități. De ce? Suntem cam singurii din Europa, cel puțin la nivel decizional, care au hotărât să existe spitale COVID și non-COVID. Adică pur și simplu s-a făcut o separare între pacienți. Pacienții care erau infectați COVID puteau să meargă în anumite spitale care au ieșit din circuitul spitalicesc accesibil pacienților cronici și pacienții non-COVID, pacienții cronici sau cei care aveau probleme de sănătate acute, pur și simplu au fost trecuți în două categorii. Cei care erau deja diagnosticați și tratați sau li s-au reschimbat circuitele mergând ori în alte spitale, ori către alți medici, ori trecând în circuit deschis într-un fel sau altul, prin preluarea medicului de familie de a trata în continuare și a elibera rețete pentru acești pacienți, sau cei care aveau nevoie de intervenții, diverse forme de intervenții chirurgicale sau diverse forme de intervenții în spital, li s-a făcut o reprogramare sau pur și simplu au fost puși pe o listă de așteptare. Toate aceste decizii poate nu aveau un impact foarte mare dacă erau pe o perioadă scurtă. Perioada scurtă mă refer la o perioadă de o lună, două, acea perioadă când într-adevăr era stare de alertă, stare de urgență. Dar din nefericire aceste decizii au fost prelungite pe... Vedem că suntem la un an și jumătate aproape de la începutul pandemiei și încă avem spitale închise, spitale care ar trebui să fie destinate accesului tuturor pacienților, nu numai anumitor categorii. Aceste decizii n-au făcut decât ca pacienții care aveau nevoie să meargă la spital să nu ajungă, pacienții care erau urmăriți sau monitorizați de anumiți medici nu au mai putut să fie monitorizați pentru că medicii au trecut pe secții COVID pentru a trata pacienții COVID. Și mulți dintre cei care nu au fost diagnosticați nu au mai ajuns la spital sau probabil că mulți am pierdut și vedem în statisticile apropo de numărul persoanelor decedate non-COVID în anul 2020. Mult mai mare decât în toți anii, dar mă rog, un lucru pe care nu prea băgăm noi în seamă că nu avem de ce să luăm în seamă. Deci clar, accesul a fost restricționat, clar mulți pacienți nu au putut să beneficieze de servicii medicale. Un alt efect negativ a fost accesul la medicamente.
Știm cu toții, România are o problemă cu medicamentele pentru că avem o politică foarte dezastroasă din punct de vedere al prețului și al politicii medicamentului. Sunt foarte multe produse retrase din România. Iar odată cu pandemia și cu închiderea, să spunem așa, a granițelor, mulți dintre acei pacienți care își luau medicamentele din alte țări n-au mai putut să și le ia, fiind nevoiți să rămână în țară și să le găsească în România. Din păcate, România nu a putut să acopere nevoia. România nu are acces la multe produse medicamentoase pe care alt cetățean din Uniunea Europeană le are și atunci s-a văzut o criză mult mai accentuată în ceea ce înseamnă medicamentele pentru pacienții cronici. Se pare că încă nu ne-am revenit, toate că momentan lucrurile sunt mult mai pozitive, să spunem așa, dar faptul că în România au fost spitale cu un singur pacient și sunt spitale cu un singur pacient internat, în condițiile în care sute, zeci de mii de pacienți stau la poarta spitalului, este, din punctul meu de vedere, o decizie eronată și o decizie care s-a făcut numai în România, mai puțin în alte țări. Iar dacă în alte țări au fost restricții pentru pacienți cronici, din fericire pentru acele țări au avut alte sisteme de compensare în a ajuta pacientul cronic. Și aici pot să enumăr pur și simplu tratamentul la domiciliu, home care, livrarea medicamentelor la domiciliu, ceea ce în România nu se face, din păcate. Și lucrurile astea au ajutat pacienții, chiar dacă nu au mers la medic, să poată să își continue medicația și să beneficieze de servicii medicale. În România, singurul beneficiu care a fost într-adevăr pozitiv din văzut și de medici și de pacienți a fost acea telemedicină pe care cu toții o știam, alte țări o fac de zeci de ani și noi am început-o acum, dar o telemedicină, să spunem așa, mai nerafinată, care ar fi nevoie, din punctul meu de vedere, să fie foarte bine definită și legiferată în viitor, pentru că este un instrument foarte util pentru toată lumea. Un instrument care poate ajuta atât pacientul prin a fi în contact cu medicul, cât și medicul prin a-l dezaglomera de acei zeci de pacienți care stau la ușa cabinetului și care așteaptă să fie consultați. Deci, apropo de beneficii, poate că un alt beneficiu ar fi cel legat de faptul că nu s-a folosit cardul de sănătate foarte mult, ceea ce știm că îngreuna înainte de pandemie și revenim chiar și acum sistemul. Da, sistemul, cardul este o problemă a sistemului de sănătate mult discutată. De ce? Pentru că el nu funcționează în parametrii normali și ca să funcționeze în parametrii normali, El ar trebui să fie readus la actualitate. Suntem în 2021, cardul are deja câțiva ani de zile de când este folosit, dar ne-updatat. Trebuie să ne gândim că chiar dacă a fost în perioada pandemiei neobligativitatea folosirii cardului, asta nu înseamnă că toată lumea a și aplicat această neobligativitate, pentru că din nefericire sunt medici care au avut experiențe negative atât prin în contract cu Casa Națională, cât și prin controlele pe care le-au avut de la diverse instituții și pentru a fi siguri, pentru a nu regreta mai târziu, mulți dintre ei au cerut pacienților, inclusiv în perioada pandemiei, cardul de sănătate. Acum, știți cum e, de multe ori se iau decizii la nivel de instituții, la nivel superior, dar asta nu înseamnă că să și aplică la nivel inferior. Iar noi am avut multe sesizări pe care le-am trimis către Casa Națională și către diverse instituții prin care le-am spus că anumiți medici cer încă cardurile de sănătate, cer inclusiv la farmacii. Din nefericire, acele prescripții pe care medicii de familie le puteau face pentru anumite patologii cronice au fost făcute, dar nu de toți medicii. Mulți dintre ei n-au riscat și au preferat să trimită pacientul la medicul specialist. Lucrurile nu au funcționat foarte bine și nu au funcționat foarte bine pentru că noi nu avem experiență să facem astfel de demersuri. La noi totul trebuie să fie controlat, totul trebuie să fie birocratizat, totul trebuie să fie ștampilat sau parafat de trei persoane. Tu ca pacient degeaba ai sistem informatic și card pentru că trebuie să-ți iei hârtiile cu tine la dosare pur și simplu și să te plimbi cu ele între diverse instituții. Deci lumea este cumva pățită, așa cum se spune în folclor românesc, stampățitul, și atunci evită să aplice noile decizii, considerând că vor avea repercusiuni pe mai târziu.
Trebuie să ne învățăm să fim și responsabili. Și din păcate, responsabilitatea nu există în sistemul de sănătate din România, de la nivel decizional până la nivel de medic, pentru că nu e nimeni responsabil de nimic, cel care este responsabil este pacientul.